Și eu vă mulțumesc, stimați colegi, astăzi facem mai devreme decât ora obișnuită, ora 3 ședință de guvern, pentru că, așa cum spuneam și la ședința precedentă, avem obiectivele noastre și trebuie să reușim să le realizăm până la finalizarea acestei sesiuni a Parlamentului. Și astăzi avem pe ordine de zi mai multe proiecte de avizie la inițiativele care au venit de la deputați, dar și proiectele noastre și trebuie să reușim cu ele, pentru că săptămâna aceasta, din câte cunoașteți, este ultima săptămână de lucru a Parlamentului în această sesiune. De fapt, câteva avizii importante se vor referi și la acea reformă fiscală și alt pachet consistent despre care am vorbit și ieri. Am vorbit și în fața presiei, dar am avut și o întrevedere cu oamenii de afaceri în seara zilei de ieri și mi-a părut bine să primim din partea mediului de afaceri mesaje destul de încurajatoare și care salută toate aceste inițiative. Eu nu o să enumăr acum toate modificările. Este într-adevăr un pachet complex, cum vă spuneam, la care s-a muncit foarte mult și vreau să mulțumesc tuturor colegilor din Parlament, dar și de la Guvern, care au muncit la elaborarea acestui pachet. Esența acestui pachet este reforma, o mică reformă fiscală, care vine cu unele îmbunătățiri sau a scoatere presiunii fiscale de pe mediul de afaceri. Un lucru despre care se vorbește ani de zile și avem curajul să mergem acum cu el înainte. Un regim special pentru taximetriști și cei care activează în dimensiunea Horeca. De asemenea, am revăzut cerințele care erau prea dure, poate, pentru repatrierea valutei, pentru că personal m-am confruntat cu această problemă și așa ești bătut atunci când partenerul tău de peste hotare nu se achită la timp, dar încă și pe interior sunt cerințe exagerate și penalități și amenzi foarte înalte. De asemenea, ne referim la stimularea fiscală. Vor fi scutiți cei care și-au plătit impozitele până la sfârșitul acestui an de penalități și amenzi, dar și declararea voluntară. Cei care au avut în trecut evaziuni fiscale, dar pot demonstra cu certitudine de unde parvin acești bani, conform tuturor regulilor internaționale, pot plăti o taxă de 3% și să declare voluntar aceste bunuri sau mijloace financiare, astfel revenind în circuitul economic. Dar un element aparte și foarte important este cel care ține și este o temă mai veche despre care discutăm tot de la începutul mandatului nostru, presiunile din partea organelor de forță cu funcții de control pe mediul de afaceri. Și aici mă bucur pentru că un an și jumătate, pare mi se, a fost dezbătut acest proiect. Până la urmă am ajuns la un numitor comun și cu partenerii noștri de dezvoltare și eu cred că este unul din cele mai salutabile pachete și inițiative de către mediul de afaceri. De ce facem acest lucru? Pentru că ne dorim să avem mai multe proiecte sociale. Cunoașteți cu toții care este rata plății salariilor în plic. Chiar de ună îți vedeam și un studiu făcut de către IDIS Viitorul, care se spune că aproximativ 3,5 miliarde lei nu primește bugetul statului din cauza plăților salariilor în plic. Este o problemă pentru noi, chiar dacă avem îmbunătățiri în ultima perioadă de timp, dar puteți să vă închipuiți câte investiții sociale s-ar putea face cu 3,5 miliarde lei.
De aceea facem acest lucru, pentru că prin intermediul dezvoltării mediului de afaceri, investițiilor, creării locurilor de muncă, putem rezolva și toate celelalte probleme despre care vorbesc oamenii în fiecare zi, salarii, pensii, să nu plece peste hotare, să dezvoltăm infrastructura de drumuri, să acordăm servicii medicale de calitate, servicii de educație de calitate și tot așa mai departe. Asta este unica cale, pentru că pentru a rezolva toate aceste probleme trebuie să ai capacitatea financiară. Capacitatea financiară înseamnă o dezvoltare economică bună a Republicii Moldova. De aceea o să rog în continuare, în special Ministerul Finanțelor, să se asigure că această reformă importantă este implementată cu atenție. Avem timp până la 1 octombrie, când intră în vigoare pachetul, să pregătim această reformă foarte bine. Desigur că urmează încă să mai discutăm și cu mediul de afaceri, discuțiile de ieri care au fost foarte bune, dar trebuie prelungite astfel încât dacă cumva mai vedem constrângeri să fie eliminate. Vă mulțumesc și vreau să vă